Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim, căci prin jertfirea ta pe cruce noi voioși păim. Ne-ai dat în dar iertarea pentru vina ce-o purtam, de aceea îți cântăm, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părinte lui Ceresc, aleluia. Din clipa când în viața noastră pacea a intrat, cântăm într-una mielului ce ne-a răscumpărat. A lui să fie slava ce în veci va triumfa, de-acum și pururea, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părinte lui Ceresc, aleluia. Iisuse, când din nou pe nord tu te vei arăta, acei ce-au biruit prin jertfa ta s-or bucura. Înconjurați de slavă, noi mereu îți vom cânta, acum și pururea, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părinte lui Ceresc, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, glorie, glorie, aleluia, Părinte lui Ceresc, aleluia. Îl binecuvântăm pe Domnul și mulțumim că ne-a fericit în seara zilei de astăzi să fim din nou în casa Lui de rugăciune, unde putem să ne închinăm, unde putem să lăudăm, unde putem să ne îndreptăm înspre El rugăciunile, așteptând lucrul acela despre care Biblia spune că El răspunde la rugăciune, de aceea îl caută toți oamenii. Haideți să stăm cu toții ridicați pe picioare. Și o să-mi îndrept glasul rugăciunii către Dumnezeu, o să-L rog să binecuvânteze întreaga noastră părtășie cu El, să binecuvânteze cuvântul care va fi lăsat între noi, să binecuvânteze cântarea de laudă, să binecuvânteze sufletele, să binecuvânteze trupurile noastre, pentru că și sufletele și trupurile au nevoie de această binecuvântare pe care El o oferă și ceea ce binecuvântează Dumnezeu rămâne în felul acesta. Tatăl nostru care ești în
voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui regilor mă închin. Voi slăvi pe mielul gloriei, Regelui eu mă închin. Și mâinile mi le-nalți și înaintea ta vin, mâinile mi le-nalți și mă bucur întind. Îmi înalți mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc Regele. Și mâinile mi le-nalți și înaintea ta vin, mâinile mi le-nalți și mă bucur întind. Îmi înalți mâinile către cer, lumea întreabă de ce. Eu le spun că-mi iubesc Regele. Doriți să deschideți împreună cu mine Sfântele Scripturi la Epistola lui Iacov, la capitolul 5, pagina 1190, Epistola lui Iacov, capitolul 5, începând cu versetul 7, vom da citire cuvântului lui Dumnezeu, care este rânduit pentru ca în această seară să ne învețe, să ne mustre, să ne îndrepte și să ne dea înțelepciune ca să trăim în neprihănirea lui Dumnezeu. Iată ce spune cuvântul Domnului. Fiți, dar, îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului și îl așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și îndurare. Amin. Aș dori că așa cum stăm ridicați pe picioare, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să îi mulțumim pentru harul acesta de a ne face părtași mântuirii pe care a pus-o înaintea tuturor oamenilor prin Domnul Iisus Hristos. Să-i mulțumim că tot mai avem această libertate să ne întoarcem fața către El, să venim la casa de rugăciune. Și aș dori ca în rugăciunea aceasta să o amintim pe sora Zână. Am înțeles că este de joi la spital, are probleme cu inima, tensiunea nu scade, dar știm că stăpân peste trup și peste suflet este Domnul. Și un cuvânt venit din partea lui Dumnezeu poate să-l liniștească. Știm, Domnul s-a ridicat odată în barcă, a poruncit mării și vântului și s-a făcut o mare liniște. Fie ca Domnul să-și întindă mâna peste sora Zână și tensiunea ei să scadă, inima să se liniștească și trupul ei să primească binecuvântare din partea Domnului nostru. Ne rugăm Domnului. Amin.
Frați și surori, mulțumim Domnului care a păstrat pentru noi har. Faptul că suntem în casa de rugăciune e datorită dragostei și datorită harului pe care Domnul l-a păstrat pentru fiecare dintre noi. Cei care suntem aici tot mai putem să lăudăm pe Dumnezeu și vrem să facem lucrul acesta în această dupămasă prin cântarea de laudă, prin ascultare, vrem să ne închinăm și să binecuvântăm numele Domnului. Am vrea, frați și surori, să cântăm spre lauda Domnului o cântare în comun. În timpul acestei cântări vom face colectă, așa cum am amintit deja duminica trecută. Pentru astăzi avem o colectă specială la comunitatea regională Cluj. S-a hotărât să se mute sediul comunității, care era într-o zonă în care nu prea era loc de parcare și nici nu sunt locuri de parcare. Era foarte greu și chiar spațiul care era acolo era impropriu pentru un sediu de comunitate. S-a cumpărat un alt spațiu, cu ajutorul Domnului s-a și început lucrarea, s-au demarat deja lucrările de construcție și vor frații anul acesta să continue lucrarea. Se va învinde și spațiul acesta existent și s-a hotărât la nivelul comunității fiecare biserică să facem o colectă specială pentru lucrarea aceasta, pentru sediul comunității. Să dăruim în această dupămasă cu bucurie, colecta aceasta va fi destinată pentru lucrarea aceasta. După cântarea în comun, tinerii se vor grupa și ei să laude numele Domnului, Domnul să-i binecuvinteze. Grupa mare doresc și ei să laude numele Domnului, Dumnezeu să-i binecuvinteze să cânte. Apoi fratele Sorin va pregăti și el o cântare, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dacă fratele Corneliu poate cânta, am vrea și el să cânte spre lauda lui Dumnezeu, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Sora Dorică dorește să recite o poezie, Dumnezeu să o binecuvinteze, să recite spre lauda lui. Apoi am vrea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, fratele Vasile va predica cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să-l însoțească. Frați și surori, să ne rugăm Domnului pentru lucrările care se fac în casa lui. Să ne rugăm Domnului pentru frații care se ridică numele Domnului să cânte. Ei au nevoie să fie însoțiți de Dumnezeu, au nevoie de harul lui Dumnezeu, copiii, tinerii, frații, surorile care recită, cântă, au nevoie să fie sprijiniți în rugăciunile pe care noi le putem face și nu-i foarte greu să le facem. Dar este atât de benefic să le facem. Pentru că Dumnezeu va lucra în funcție de dorințele noastre. Dacă noi avem dorință, dacă noi avem cerere înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va direcționa cuvântul lui Dumnezeu din această dupămasă spre împlinirea dorințelor noastre, spre împlinirea nevoilor pe care noi le avem înaintea lui Dumnezeu. Dacă vor fi suflete în locul acesta care vor cere Domnului să le vorbească, Dumnezeu le va vorbi. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, frați și surori, așa cum am amintit, în timp ce se slujește în casa lui Dumnezeu, am vrea să fim toți parte din această slujire. Cei mai mulți care stăm, ascultăm, să o facem prin rugăciune, iar cei care slujesc Dumnezeu să-i însoțească prin Duhul Sfânt. Amin. Iisuse, scump să fiu ca tine, în pribegia mea pe acest pământ. De atâtea ori când grea ispită vine, s-o biruiesc prin sfântul tău cuvânt.
Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, de mângâieri pe vei să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, iar tu să faci din mine ce dorești. Și-aș vrea, Iisuse, scumpa ta viață, să-ți oglindească purul în a mea și să dispară negura de ceață ce-mi piedică să-ți văd mărirea ta. Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, de mângâieri pe vei să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, iar tu să faci din mine ce dorești. Și câte n-aș mai vrea, o scump Iisuse, în pribegia mea pe acest pământ, dorințele ce îmi rămân nespuse să le împlinești prin Sfântul tău cuvânt. Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, de mângâieri pe veci să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, iar tu să faci din mine ce dorești. Aș vrea, Iisuse, scumpa ta comoară, de mângâieri pe vei să-mi dăruiești. Aș vrea ca-n mine tot ce-i vechi să moară, iar tu să faci din mine ce dorești. Amin. Thank you.
Haideți să cântăm cu toți o cântare care o știți și dumneavoastră, și cântarea spune: cu inima și gura mea slăvesc pe Dumnezeu. Să cântați și dumneavoastră împreună cu noi. Amin. Care nu cântă să se roage. Amin. Amin. Și gura mea eu cânt lui Dumnezeu. Mărire, cinste, laudă, ca să-L slăvesc mereu. Noi știm că ești fântâna și izvorul harului. Din ea ne curge izvorul harului, din ea ne curge în orice zi un dar din darul lui. Ce suntem noi că stăpânim atâtea pe pământ? Nu toate daruri ce primim din partea celui sfânt. Tu ne hrănești din an în an, în grija ta suntem. Și chiar de nu am niciun bar, cu Domnul nu mă tem. Tu ne hrănești din an în an, în grija ta suntem. Și chiar de nu am niciun ban, cu Domnul nu mă tem. Ne pedepsește ca păstor cu milă când greșim, și-apoi ne iartă durător când noi ne pocăim. A fi zelos în lucrul Domnului. Din inima eu cânt voios Mântuitorului, și mă silesc a fi zelos în lucrul Domnului. El niciodată n-a în tot ce a făcut, și toate au un bun sfârșit când El le-a început. Lucreze Domnul și cu noi, nu-L vom împiedica. Odihnă vom avea apoi, cum nu aștepta. Lucreze Domnul și cu noi, nu-L vom împiedica. Odihnă vom avea apoi, cum nu ne-om aștepta. Privind la bolta albastră, nu pot să nu-ți slăvesc.
lucrarea ta măiastră, o creator ceresc. N-atât armonie, eu criși lemn de stran și plin de bucurie, cu dragoste exclam, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră sorile, ești cel mai frumos. Ești cel mai frumos, măreț și înălțat, prin tot ce ai creat, ești, Doamne, minunat, ești cel mai frumos. De atâta măreție sunt, Doamne, copleșit și-ți cânt mereu doar ție, o Tatăl meu iubit. Când rasele de soare zâmbind îmi bat în geam, malitna cea splendoare și fericit exclam, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră sorile, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, măreț și înălțat, prin tot ce ai creat, ești, Doamne, minunat, ești cel mai frumos. Spre bolta cea senină, spre cerul infinit, un pumn firav de tine, de tine plămădit, m-având dorin fierbinte, să zbor să te întâlnesc pe tine, drag părinte, și-n taină să șoptesc. Ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, măreț și înălțat, prin tot ce ai creat, ești, Doamne, minunat, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos. Și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră sorile, ești cel mai frumos, ești cel mai frumos, măreț și înălțat, prin tot ce ai creat, ești, Doamne, minunat, ești cel mai frumos.
și îmbărbătați-vă inimile, toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Amin. Te trece Iisus prin școala răbdării, să vadă de poți suferi pe nedrept, să vadă ce faci în clipa ocării, când vorbele grele te apasă în piept. Te trece Iisus prin momente cumplite, cu lacrimi amare, cu răni și întristări. Te trece prin stări și clipe nedorite, ce nasc în tine mulțim de întrebări. Te trece Iisus prin școala iertării, să vadă de poți ca să ierți pe vrăjmaș, pe cruce, în chinuri sub valul ocării, rugase pe Tatăl să ierte pe ostaș. Te trece Iisus prin școala smeririi, să vadă ce faci când ești umilit, să-ți vadă tăcerea și harul iertării pe care îl arăți celui ce ți-a greșit. Te trece Iisus prin necazuri, probleme, să-ți vadă credința în ceasul cel greu. L-auzi cum îți spune, duios, nu te teme, căci eu sunt cu tine în toate mereu. Chiar dacă adesea, în greul vieții, tu nu poți pricepe a luptelor rost, curând sorii vizorii dimineții, și atunci vei spune, ce bine că au fost. Cărarea spre rai e o școală creștine, în care Iisus te cioplește frumos, ca în cer, în cetatea splendorii divine, să poți străluci minunat, glorios. Amin. Amin. Mulțumim Domnului că ne-a îngăduit să ne rugăm în această seară, în această dupămasă, pentru sora Zână. Și nădăjduim să vedem pe sora în mijlocul nostru ca mărturie din nou a îndurării Domnului și Mântuitorului nostru. Vom mai face o rugăciune pentru o soră. Este o vârstă înaintată, un vas al Domnului, folosit încă în vremea aceasta și la finalul timpului pe care îl voi avea ca slujire înaintea dumneavoastră, dar mai ales înaintea Domnului, vom face această rugăciune. Suntem cu toți în casa aceasta. Am venit plecând de acasă și aș vrea să ne întrebăm cu toții de ce am venit în locul acesta. Ce așteptări avem, fraților și surorilor? În timp ce cântam, mi-am ridicat privirile și am văzut pe geamul acela un uliu. Se tot învârte, se tot învârte și așteaptă și el ceva. Unii, la vremea tinereții, așteaptă să se căsătorească. Unii bolnavi și suferinți așteaptă îndurarea Domnului ca mâna cea puternică a Tatălui nostru cere să se întindă și să aducă vindecare. Unii răniți, unii loviți, unii descurajați așteaptă ca mângâietorul să se coboare în dreptul lor și să le aducă acea mângâiere pentru omul din lăuntru, pentru inimă, acel balsam care să curgă pe inimă și să aducă mângâierea și încurajarea. Citind cuvintele acestea, m-am întrebat, oare de ce scrie Iacov? Fiți îndelung răbdători. Fiți îndelung răbdători. Fiți îndelung răbdători. Uitați-vă la cei care, din pricină că au vorbit în numele Domnului, au suferit.
Și am găsit răspunsul tot în cuvântul pe care l-am citit. Și iată ce spune cuvântul acesta în versetul 7. Fiți îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Fiți îndelung răbdători, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora. Iată că judecătorul este chiar la ușă. M-am întrebat care este așteptarea mea. Dincolo de așteptările pe care le am eu ca om în această lume, cu privire la familie, cu privire la viață, cu privire la sănătate, care este așteptarea mea cea mai înaltă? Și care este așteptarea bisericii, fraților și surorilor? În seara aceasta aș dori, în câteva gânduri, să ne oprim asupra acestui cuvânt în care Domnul ne vorbește ceva. În urmă cu multe mii de ani, Domnul a făcut o promisiune. Și pentru că a făcut această promisiune, Domnul Dumnezeu a dorit ceva. Știți, omul lui Dumnezeu care s-a întâlnit, Pavel, cu Iisus pe drumul Damascului, avea să exprime o dorință pe care are Domnul. Și să vedem care sunt dorințele noastre. Și în Coloseni, în capitolul 1, spune că Dumnezeu a vrut. Dorința ne arate că are Domnul o inimă, în inimă, o dorință. Are Domnul o așteptare. A vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. În cine? În Iisus Hristos. Și a mai dorit Dumnezeu ceva. Trăim într-o lume atât de tulburată, într-o lume a animozităților, într-o lume în care toată lumea caută să nu mai fie în rânduială. Dacă unul este îmbrăcat într-un fel, el să fie îmbrăcat cu totul altfel. Dacă unul crede într-un fel, el să creadă cu totul altfel. Și Dumnezeu ne descoperă prin cuvântul Său că a mai dorit ceva. A dorit să împace totul cu Sine și pentru aceasta a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos. Și mulțumim că L-a trimis ca să ne aducă această pace. Și atunci când suntem frământați, atunci când suntem tulburați de vrăjmașul nostru, care zi de zi se luptă, caută să ne înșele, caută să ne răpească pacea, caută să ne răpească credința fraților și surorilor, să ne aducem aminte de lucrul acesta. El, Dumnezeu, dorește să aibă pace cu noi. El, Dumnezeu, dorește să trăim în pace cu El. Și Golgota, locul unde s-a jorfit Iisus Hristos, vorbește lămurit și neîndoielnic despre lucrul acesta și îl binecuvântăm pe Domnul. Căci acolo, la Golgota, după cum vorbește Dumnezeu prin prorocul și gura profetului Isaia, El ne-a pus într-o stare după voia lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu l-a înviat prin puterea Lui, după ce a stat în mormânt la 3 zile, Domnul Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți. A vorbit cu ucenicii despre lucrurile privitoare la împărăție, le-a dat sfaturi ucenicilor Săi, li s-a arătat ucenicilor Săi. Și apoi, înainte de înălțare, dacă ne aducem aminte chiar în Evanghelia după Ioan, înainte de patima Sa, Domnul le spune: mă voi duce. Și ucenicii s-au întristat. Dar Domnul încheie cuvântul din acea zi și mă voi întoarce. În seara zilei de astăzi aș dori să vedem că Dumnezeu dorește să avem această îndelungă răbdare așteptând pe Domnul. Pentru biserica Domnului dintre vremuri. Acesta este lucru cel mai important, revenirea Domnului. Aceasta trebuie să fie așteptarea de căpătâi a credinciosului, aceasta trebuie să fie așteptarea de căpătâi a bisericii, să se întoarcă mărețul ei salvator, cel care este cap, cel care este căpetenie, cel care este Domn și Dumnezeu. Și Domnul și Duhul Domnului să ne cerceteze pentru ca să înțelegem că cuvântul Domnului lăsat pentru noi în această seară dorește să ne aducă aminte că noi trebuie să așteptăm pe Domnul. Și este o cântare care spune: noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Mai presus de vindecare, și bine să așteptăm vindecare. Inima Tatălui nostru
bate pentru vindecarea noastră. El nu dorește. Cel rău dorește starea aceasta. El dorește să trăim înaintea Lui binecuvântați. Să trăim înaintea Lui și să ne temem de El. Și cuvântul Domnului. Până ce Domnul va veni, ce va trebui să facem? Și spune cuvântul Domnului așa, versetul 7. Fraților, fiți dar îndelung răbdători. Și acum nu numai frații, și surorile. Cu alte cuvinte, cuvântul acesta este pentru noi, pentru Biserica Domnului, pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. În așteptarea revenirii lui Iisus Hristos, caută să stai înaintea lui Dumnezeu așa cum a stat omul Domnului David. Știți ce dorea David într-o împrejurare? Se ruga înaintea lui Dumnezeu și spune așa, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune ceva în mine. Pune în mine un duh statornic, despre asta vorbește Domnul. În așteptarea lui Iisus Hristos e nevoie să avem statornicie, fraților și surorilor, să avem gândul acesta, să cultivăm în mintea noastră gândul acesta și în inima noastră cu statornicie, zi de zi, clipă de clipă, revenirea și să așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos, fraților și surorilor. Vreau să vă spun o istorioară. Betleemul este o cetate nu foarte departe de Ierusalim. Cu autobuzul, cu autocarul faci cam o oră în vremea aceasta, pentru că sunt puțin întortocheate drumurile, sensuri unice pe care trebuie să faci. Nu știu cât o fi trebuit să se facă pe vremea Domnului Iisus Hristos. Dar s-a născut Domnul Iisus Hristos la Betleem. Și a opta zi, Iosif și Maria trebuia să facă ceva cu el. Trebuia să meargă la templu, după rânduiala evreiască. Și s-au dus, un copil de 8 zile, s-au dus la templu să împlinească rânduiala. Când a intrat în templu și s-a făcut rânduială, parcă îl văd pe un om stând acolo la poarta templului. Era un om bătrân. Numele lui este Simeon. Spune că Duhul îl înștiința și Duhul îl mâna pe omul acesta. Și omul acesta, bătrân, aștepta ceva. Aștepta mângâierea lui Israel. Aștepta venirea lui Mesia. Aștepta venirea Hristosului lui Dumnezeu. Acum noi nu așteptăm venirea Lui, ci noi așteptăm revenirea Celui care este Mântuitorul nostru. Și pentru aceasta trebuie să cultivăm în noi înșine și în mijlocul bisericii. Este dureros? Se vorbește din ce în ce mai puțin despre această revenire a lui Iisus Hristos. Dar ce altceva? Trebuie să întreacă așteptarea creștinului. Ce altceva trebuie să întreacă așteptarea bisericii decât revenirea lui Iisus Hristos? Și avem motive să-L așteptăm. Avem motive să ne bucurăm și să dorim să venim aceasta și să spunem, Doamne, vino mai degrabă! Pentru că atunci când va veni El, se va întâmpla ceva. Ne aducem aminte de Pavel, fraților și surorilor. Și Pavel s-a dus într-o vreme, mânată de Duhul Domnului, să vestească Evanghelia în Tesalonic, în Grecia de astăzi. A propovăduit acolo pe Hristos și spune Scriptura că unii au crezut și s-au întors la Domnul. Și le scrie Apostolul Pavel un lucru celor din Tesalonic. Două lucruri sunt importante pentru un credincios. Două lucruri sunt de căpătâi pentru un credincios. Deschideți împreună cu mine să citim cuvintele acestea. 1 Tesalonicen, capitolul 1, versetul 9. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-a făcut. Vorbește despre cei din Tesalonic, cum l-au primit pe Pavel și cum de la idoli. Și câți idoli erau atunci în Grecia? Câți zei? Dar câți idoli sunt acum? Nu mai sunt ciopliți pentru unii, dar sunt idoli în inimă sau în minte. Unii au zugrăviți pe pereți, pe tablouri și s-au întors de la idoli la Dumnezeu. De ce? Ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat. Și continuă versetul 10. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Lui pe care L-a înviat de-i morți, pe Iisus Hristos. Căci El când va veni,
ne va izbăvi de mânia viitoare. El se va întoarce și așteptarea noastră trebuie să fie în chipul acesta. Căci însăși firea pământească, spune Apostolul Pavel în Romanii capitolul 8, geme și suspină ca să se arate din nou pe norii cerului Domnul Iisus Hristos și să fie mântuirea noastră desăvârșită ca să fie răscumpărat și trupul acesta. Aceasta este așteptarea bisericii. Aceasta este așteptarea mea. Este lucru pe care trebuie să-l cultiv și pentru aceasta trebuie să am îndelungă răbdare. Înseamnă să am statornicie în ținta mea. Să am statornicie în așteptarea mea, să am statornicie în trăirea mea, să am statornicie în închinarea mea, dincolo de toate acele așteptări care însoțesc viața noastră. Este o așteptare care trebuie să le întreacă pe toate. Și aceasta este așteptarea revenirii lui Iisus Hristos cu o inimă, cu un duh statornic. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să pună în noi Duhul acesta statornic, să tânjim. În 98, când m-am întors la Domnul, atât de mult vorbeau frații bătrâni despre venirea Domnului. Parcă-i văd pe unii și acum. Când vorbeau despre revenirea Domnului, se-mi lăcrimau ochii. Începea să le tremure glasul. Începea să se înfioare ființa, pentru că îl așteptau pe Cel care l-au iubit și pe Cel care l-au slujit. Adă, Doamne, și peste noi un duh din acesta al așteptării revenirii Tale. Dumnezeu să ne binecuvânteze. O să mergem puțin mai departe. În versetul următor spune: fiți îndelungă răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape, fraților și surorilor. În vremea aceea, ucenicii stăteau de vorbă și spuneau: Doamne, când ai de gând să pui în împărăția Ta? Ei se gândeau că în vremea aceea se va instaura împărăția, va fi pus pe tronul Israel Domnul nostru Iisus Hristos, îi va scăpa de robia romană și de aceea au și venit la ei niște ucenici și au spus: Doamne, unul la dreapta și unul la stânga. Doreau să fie și ei ceva, poate unul dorea să fie logofăt, poate unul dorea să fie vistiernic, poate unul dorea să fie mai marele armatei, nu știu ce dorință o fi avut ei. Dar, fraților și surorilor, în cuvântul lui Dumnezeu, în această seară, El ne spune că venirea Domnului este foarte aproape. Cât de tari suntem în această convingere noi? Așteptarea Lui ne face cu o inimă fermă. Spunea psalmistul: am o inimă tare. Nu vorbim despre faptul că este o inimă împietrită, despre o inimă nesupusă și neascultătoare, dar inima lui era puternică, acreditată și legată de Domnul Dumnezeu. De aceea Pavel avea să spună: pentru că eu știu în cine am crezut. Suntem noi convinși de lucrul ăsta sau nu? Eu mă rog ca Duhul Domnului să ne binecuvânteze, fraților și surorilor, pentru ca în așteptarea noastră să fim convinși. Știți de ce nu s-a deplasat, nu s-a depărtat Simeon de la templu? Pentru că el era convins că ceea ce Domnul i-a vorbit se va întâmpla cu da și amin. De aceea el, când l-a luat pe Iisus în brațe, a putut să spună: slobode acum pe robul tău în pace, că ochii mei au văzut mântuirea lui Israel, care să fie pusă înaintea tuturor neamurilor pământului. Poate noi ne mai clătinăm, ca unii care zic să vorbește atât de mult despre revenirea Domnului. Și pentru că ne mai clătinăm, pentru că nu ne mai gândim la ea, nici nu ne mai interesează revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar, fraților și surorilor, găsim un lucru. În Epistola către Evrei, în capitolul 12, cuvântul Domnului ne spune ceva despre Iisus. A venit în lumea aceasta, a pătimit, pentru că avea ochii îndreptați înspre ceva, înspre răsplătire, înspre bucuria care era pusă înainte. A suferit crucea, a disprețuit rușinea pentru aceasta. Vreau să citesc ceva despre
un om care aștepta ceva de la Domnul. El avea să scrie fraților: noi, dacă nu vom muri, nu vom lua înaintea celor care au murit. Și la glasul Domnului cei morți vor învia. Și apoi toți împreună îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Iată ce scrie omul acesta în a doua lui carte către Corinteni, la capitolul 11. Vis-a-vis de faptul că trebuie să fim îndelung răbdători și trebuie să fim fermi. Punea Pavel întrebarea: cine va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Și nu vă grăbiți să răspundeți, o inimă rea și necredincioasă, pentru că cuvântul acela este în altă parte. Și face trimitere la altceva. Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și iată ce spune Pavel: de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Și el aștepta pe Domnul. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Și el aștepta pe Domnul. Inima lui a știut în cine crede, a știut ce a promis Iisus, a știut ce a promis Dumnezeu. Și asta aștepta omului Dumnezeu, Pavel. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea din celor din neamul meu, în partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustiu, pe mare, între frați mincinoși. Și între frați mincinoși? Da, și între frați mincinoși. Și totuși, acolo, între frații mincinoși, Pavel aștepta ceva. Aștepta pe Domnul. Dacă ceva ne va ajuta să rămânem îndelungă răbdători, dacă ceva ne va ajuta să trecem peste vise neîmplinite, peste eșecuri, peste boli, peste teama de moarte, aceea este întâlnirea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Aceasta îl motiva pe Pavel. Spunea: ținta mea este să am parte de întâia înviere, să mă pot întâlni cu El. Să-L văd, îl voi vedea față în față. Spunea Ioan: nu știu, dar vom fi ca El. Și asta vorbește despre siguranță. Fie ca Domnul să ne dea o inimă din aceea tare, să credem în El, să așteptăm pe El. Și, fraților, cum putem să ne întărim inima aceasta? Cum putem să întărim inima? Ca să nu se îndoiască. Când sunt bolnav de cancer, mă rog și nu se întâmplă nimic. Când am copii care nu mă ascultă, mă rog și nu se întâmplă nimic. Când am partener de viață, mă rog și nu se întâmplă nimic. Ce mă va ține pe mine lângă Dumnezeu? Ce mă va întări? Căci Iacov avea să spună: fraților, întăriți-vă inima. Vreau să citesc ceva. În întâia lui epistolă, Pavel, la capitolul 1, la versetul 8, spune un lucru. El vă va întări până la sfârșit. În așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Mie personal, nu știu ce vă vorbește dumneavoastră lucrul ăsta, mie personal îmi spune, ca să pot să rămân tare în convingerea că mă voi întâlni cu El, Domnul îmi spune: Vasile, ai nevoie de o legătură permanentă cu mine. Asta trebuie să o cultivi. Această legătură cu mine, pentru că eu te întăresc. Și avea să spună: întăriți-vă în omul dinăuntru prin Duhul. Fiul lui Dumnezeu Iisus s-a înălțat la dreapta puterii, dar a trimis să fie cu noi ceva. A trimis Duhul lui Dumnezeu. A trimis puterea lui Dumnezeu să ne întărească și să rămânem tari lângă El, așteptând pe El, care este învierea și viața. Asta trebuie să facem. În chipul acesta vom fi nezdruncinați dacă vom avea o permanentă legătură cu El. Altfel, lucrurile acestea, știți ce sunt pentru noi? Basme. Astfel, lucrurile acestea pentru noi sunt doar învățături omenești, care nu ne ating inima, doar ne gâdele urechile. Dar omul care are o legătură cu Dumnezeu tânjește după El. Știți ce a spus femeia de la fântână?
dă-mi întotdeauna această apă. Dă-mi întotdeauna. Chipul cel mai minunat de a-L aștepta este să ai această legătură cu El, cu Iisus Hristos. Vreau să închei și apoi ne vom ruga. În așteptarea Lui, trebuie să o facem cu o inimă împăciuitoare. Oare de ce o inimă împăciuitoare, fraților și surorilor? Vreau să vă spun o întâmplare. Într-o zi, în timp ce predica Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, unul dintre frații lui a fost arestat și a fost ucis cu sabia. Numele lui este Iacov. Același lucru îl făcea și Petru în acele zile. A fost arestat și el. Și Irod a dorit să facă pe plac norodului, l-a pus pe Petru în temniță cu gând să scoată înaintea mulțimii și apoi să ia și lui viața. Știți ce a făcut biserica? Ce a făcut biserica? S-a rugat. Am stat și m-am întrebat, de ce nu s-o fi rugat biserica pentru Iacov? De ce s-o rugat numai pentru Petru? Că era de-a lor. În această zi, în așteptarea Domnului, Domnul ne spune următorul lucru, nu vă plângeți unii împotriva altora. Când slujim cot la cot, Domnul îmi spune, nu-i loc de resentimente între voi. Nu-i loc de resentimente în inima voastră. Nu-i loc de resentimente în slujire și slujiți împreună Domnului. Și Domnul Dumnezeu și Duhul Domnului să ne binecuvânteze în privința aceasta, ca în așteptarea Domnului Iisus să facem cu inimi împăciuitoare și dornice de unitate. Credincioși care ne luptăm pentru pace, credincioși care ne luptăm pentru unitate, fraților și surorilor, oare ne cere Domnul prea mult sau nu? Eu cred că Domnul nu ne cere nimic peste puterile noastre. Eu cred că Domnul nu ne cere nimic pe care noi să nu-L putem face și noi să nu știm. Și în această seară spune, până la venirea mea, nu murmurați unii împotriva altora, pentru că judecătorul este chiar la ușă. Multe rugăciuni a făcut Iisus. Și Biblia declară că în zilele viețuirii lui pământești a înălțat rugăciuni cu strigăte mari către cel care putea să-l izbăvească. Câte sunt consemnate detaliat pe Sfânta Scriptură? Sunt două. Una în mod special, din Evanghelia după Ioan la capitolul 17. Știți pentru ce s-a rugat Iisus acolo? Pentru unitate. Pentru unitate. Dorind ca în biserica pe care El o păstorește să nu fie resentiment, să nu fie zavistii, să nu fie certuri, să nu fie mânii, să nu fie partide. Căci întreabă apostolul Petru, a fost Hristos împărțit? Al cui ești? Dacă nu ești al lui Hristos și ești cuiva de pe lumea aceasta, e vremea să te întorci la Hristos cum trebuie. Pentru că în așteptarea lui Iisus se cuvine să o facem biserica Domnului în unitate și cultivând această stare de pace, de armonie, de legături frățești între noi. Prin aceasta se va cunoaște că suntem ucenicii Lui. Prin aceasta vom avea putere. Eu mă opresc aici și mă rog ca Duhul Domnului să ne cerceteze și să stăm înaintea Lui și să ne aducă necurmat aminte că El va veni. Să ne întărească acolo în părtășie cu El și să nu ne dorim mai mult altceva decât să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și în așteptarea aceasta, ca biserică, ca adunare duhovnicească, să fim dintre aceia care să cultivăm un mediu acesta al păcii, al bunei înțelegeri, un spirit din acesta al conlucrării pentru gloria lui Dumnezeu. Știți ce mă uimește? Pilda cu acei pe care Domnul i-a trimis în vie. I-a trimis pe unii de dimineață și au suferit greul și zăduful zilei. I-a trimis pe unii
chiar în ultimul ceas. Și Domnul spune, voi răsplăti cu aceeași dragoste și pe cel din ultimul ceas și pe cel din primul ceas. Dar mai este ceva, voi răsplăti cu aceeași dragoste și binecuvântare orice efort vei face pentru mine. Cât de mic, un cuvânt, o rugăciune, o dărnicie, o mână întinsă, o inimă primitoare și caldă, Domnul zice, nu va rămâne nerăsplătită. Haideți să stăm ridicați pe picioare, să ne rugăm Domnului. Doamne, dacă nu mai este inima mea dorința aceasta de a-L aștepta, aș vrea să mă schimb. Eu vreau aceasta. Au fost momente, recunosc înaintea dumneavoastră, nu m-am gândit la lucrul acesta, dar acest cuvânt mi-a dat mult de gândit. Ce așteptări am eu la viață? Aștept să fac unele lucrări pentru Domnul, dar Domnul îmi spune, nu aștepta asta mai mult, așteaptă-mă pe mine mai mult. Pentru că va veni ziua în care nu vei mai putea face nimic. Și atunci tot ceea ce va rămâne, voi fi eu. Domnul să ne cerceteze. Și în rugăciunea aceasta aș dori să aducem și pe sora Saveta. De la Corpadia este bătrână, este bolnavă. Dumnezeu să-și pună mâna peste sora Saveta, să o întărească, să-i dea putere, să-i dăruiască sănătate trupească și brațul lui puternic să fie peste el. Dacă ești în seara aceasta și ai nevoie de o rugăciune, la balcon sau aici, aș vrea să ne rugăm împreună pentru tine, pentru cauza ta. Ne rugăm pentru sora Valerica, Valerica Coșeu, pentru cauza, ne rugăm Dumnezeu să binecuvânteze. Stăm înaintea Domnului și, într-un mod special, haideți să ne rugăm, Doamne, sensibilizează-ne inima legat de revenirea ta. Amin.
și surori, tema din această zi este harul de a îndura. Avem multe oportunități dăruite de Dumnezeu și am primit din harul acesta lui Dumnezeu atât de multe binecuvântări. În primul rând, dacă ne aducem aminte și ne întoarcem pe firul vieții noastre în urmă și ne aducem aminte de ziua în care Domnul ne-a chemat, ziua în care Domnul ne-a găsit acolo în mocirlă, în locul în care eram coborâți în acea gaură a gropii, de acolo, cu mână tare și cu braț puternic, Domnul ne-a scos. Și am simțit atunci harul iertării și îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Domnul ne-a mântuit și din tinerea aceea, care n-aveam nicio direcție în lumea aceasta, Domnul ne-a dus la viață, Domnul ne-a dus la mântuire și îl binecuvântăm. Lăudat să fie numele Lui. Nu numai că ne-a spălat trecutul nostru, dar ne-a dat un viitor și ne-a dat o nădejde și ne bucurăm de acest viitor și de această nădejde și toate acestea prin harul Lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. A fost o zi în care, frați și surori, am venit la Domnul și am acceptat să facem pasul botezului. Și am primit harul acesta de a mărturisi credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Unii dintre noi aici, în bazinul acesta, care l-am avut vechi sau nou, eu am mărturisit credința mea la Turda, așa era atunci. Și frații de aici mergeau la biserica Alfa și Omega și acolo am avut harul acesta să mărturisesc credința mea în Domnul Iisus. Și în urma mărturiei credinței în Domnul nostru Iisus Hristos, prin har am devenit copilul lui Dumnezeu. Am intrat în biserica lui Dumnezeu și am devenit membru al împărăției lui Dumnezeu. Și toate acestea prin har și îl binecuvântăm pentru aceasta. Dar, frați și surori, tot prin har, Domnul are o lucrare de făcut pentru noi. Lucrarea aceasta de a ne încerca, a ne trece prin probe, a ne trece prin valuri, prin încercări, prin multe probe ale vieții. Și știți de ce o face Domnul? Nu pentru că nu ne iubește. Tocmai pentru că ne iubește o face. Pentru că prin harul acesta al încercărilor, Domnul vrea să ne maturizeze. Domnul vrea să ne pregătească pentru cer, pentru împărăția lui Dumnezeu. Prima pereche de oameni a intrat în cer, acolo a fost dus acolo în raiul lui Dumnezeu, fără să fie încercată, fără să fie testată și au căzut la examen. Ei, prin Domnul Iisus, Tatăl nostru, Dumnezeul nostru, vrea să ne ducă în raiul lui Dumnezeu, dar vrea să ne ducă testați, încercați. Spunea Domnul Iisus Hristos atunci când Petru a întrebat: Doamne, noi am lăsat totul și te urmăm. Ce primim? Și spunea Domnul: veți primi aici cât? Însutit. Dar vor fi împletite cu necazuri, cu încercări, cu probe. Pentru că așa vrea Domnul să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu. Sigur că nu-i foarte ușor când treci prin încercare. Nu-i prea plăcut când treci prin încercare. Dar spune Iacob în capitolul 1, versetul 1, versetul 2 și 3, spune: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează ce? Răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți cum? Desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Nu-i ușor a trece prin încercări. Încercări nu sunt numai boli.
Încercări sunt uneori lupte interioare, spirituale. Alteori sunt țin de casa noastră, de familie, alteori țin de slujirea noastră, alteori Domnul ne trece chiar prin bol, prin suferință. Necazurile sunt de multe, în multe direcții. Dar toate au un singur scop: maturizarea și desăvârșirea credinței noastre. Dumnezeu să fie lăudat pentru aceasta și binecuvântat. Dar, frați și surori, vreau să amintesc că în această dupămasă m-am uitat în textul acesta și Iacob ne avertizează prin cuvântul acesta că pot să fie piedici în a accepta cu bucurie încercările, probele, necazurile. Pot să fie, sau mai grav, putem să fugim, putem să întoarcem spatele și să fugim, lăsând în urmă credință, pocăință și așa mai departe, și să întoarcem spatele și nu suntem gata întotdeauna să intrăm în această matriță, să o numim așa, a încercărilor, a necazurilor, să ni se dea formă, să ni se dea contur pentru viața veșnică. Și uneori pot să fie piedici în a primi cu bucurie necazul, încercarea, alteori pot să fie chiar dezertări, să spunem, oameni care sunt gata să fugă de responsabilitatea aceasta și mai bine întorc spatele pocăinței și fug de această lucrare în loc să se lasă în mâna lui Dumnezeu. În această seară, frați și surori, vreau să amintesc câteva din aceste piedici care pot să apară în calea noastră când e vorba de a accepta suferința și încercarea ca o metodă a lui Dumnezeu de șlefuire și de modelare. În primul rând, așteptarea îndelungată este o piedică. Când venim la pocăință, auzim mărturii aici, în apa botezului și nu numai, și în altă parte: frate, cât vrei să-L slujești pe Domnul? Până la moarte. Dar dacă apar necazuri, încercări, sunt gata să trec prin toate. Unii răspund așa cu curaj, cu tărie: cât vrei să slujești pe Domnul? Până în veșnicie. E bine. Dar astea sunt la început. Numai că în așteptarea îndelungată, iubiții mei, apare oboseala. În loc să fim mai plini de viață, mai plic de suc, mai doritori de a experimenta cu Dumnezeu, suntem gata în așteptare, ne pierdem răbdarea. Ne pierdem răbdarea. Și de aceea, versetul 7 din textul acesta care s-a citit, spunea: fiți dar îndelung răbdători, fraților. Până când? Până la venirea Domnului. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Cât a trecut de atunci de când a scris Iacob? Cât a trecut? Aproape 2000 de ani. Și Iacob, inspirat de Duhul Sfânt, scria bisericii de atunci: fraților, fiți dar îndelung răbdători până la venirea Domnului. Pentru că, fraților, dacă nu veți fi îndelung răbdători în așteptare, o să vă pierdeți răbdarea. În așteptare o să începeți să faceți greșeli în așteptare. Și o să amintesc în această dupămasă, folosindu-mă de cuvântul lui Dumnezeu, să vedeți greșelile și lucrurile bune pe care oamenii în așteptare le-au făcut. Prima citire a cuvântului lui Dumnezeu o să fie din Matei, din capitolul 25, versetul 3. Aici este o categorie a oamenilor care este prezentată prin fecioarele neînțelepte ce greșeli au făcut în așteptare. Iată ce spune versetul 3. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Adică, au venit, s-au botezat, s-au pocăit,
au mărturisit credința, au intrat în rândurile bisericii, au făcut un legământ cu Dumnezeu, au devenit fecioare, dar în așteptare nu s-au pregătit. Nu s-au pregătit. N-au luat, pentru că a venit ațipirea peste toate. Așa spune pilda aceasta. Dar care au fost nefericite? Care au fost nefericite? Cele care în așteptare nu s-au pregătit. Nu s-au pregătit. Și s-au auzit strigarea, iată vine mirele, ieșiți-i spre întâmpinare. Toate s-au trezit. Dar când s-au trezit, s-au trezit așa cum au adormit. Adică, unele pregătite și altele cum? Nepregătite. Unele având candelă, având un de lemn, celelalte având candelă, neavând un de lemn. Și când să-și aprindă candelele, n-a mai fost nimic. Au trebuit să meargă, să cumpere un de lemn, să se pregătească. Timpul a fost prea târziu, frașii și surori. În așteptare putem și așteptarea ne poate prinde, în așteptarea venirii Domnului, ne poate prinde nepregătiți. Neglijăm rugăciunea, neglijăm stăruința, neglijăm botezul cu Duhul Sfânt, neglijăm venitul la biserică, adică asta nu trebuie, cealaltă nu trebuie, poate asta nu va trebui, poate de asta nu am nevoie, poate asta mă încurcă dacă o pun în viața mea. Și până la urmă a venit mirele. A venit mirele și le-a prins nepregătite. Fraților și surori, este un mare avertisment în așteptarea venirii Domnului să ne pregătim. Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Dacă trebuie stăruință, să stăruim. Dacă trebuie să slujim, să slujim. Dacă trebuie să venim la adunare, să venim la adunare. Dacă trebuie să citim Scriptura, să o citim. Dacă trebuie să ajutăm, să ajutăm. Dar Domnul să ne ajute să ne pregătim. Ca Domnul să ne prindă între fecioarele înțelepte. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În al doilea rând, o altă categorie este tot în Matei, în capitolul 24, versetul 48. Și citesc. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Și cam așa am putea noi spune, că spunea fratele Vasile, cum frații noștri, cu lacrimi în ochi, spuneau, vine Domnul. Predicau, aminteau, credeau, dar parcă generația noastră, așa, prinși de vârtejul multor probleme și a binelui, pentru că trebuie să recunoaștem că o duce mai bine, nu mai ne constrânge nimeni, nu prea mai avem lacrimi, pentru că nu prea suntem încorsetați din stânga și din dreapta și pare că suntem cam în aceeași situație. Adică, dintr-un punct de vedere, s-ar părea că stăpânul zăbovește. A trecut și 2000, da, pentru că la 2000 ne gândeam, cred că asta va fi, a trecut și 2000, suntem în 2019. Și am putea să spunem, poate stăpânul zăbovește. Și versetul 49. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă. Alăturat cu ceea ce fratele Vasile citea și ceea ce scria de fapt Iacov, în versetul 9, pare că se potrivește. Adică, în așteptarea venirii Domnului, putem să fim, în loc să fim buni după ce ne pocăim, da, intrăm în biserică, suntem primiți cu bucurie în casa lui Dumnezeu, devenim membri, ne bucurăm de primirea ce frații ne-o fac, începem să fim deschiși în relațiile noastre, dar cu trecerea timpului putem să devenim răi, putem să devenim, așa cum spune Iacov, să ne plângem unii împotriva altora, să avem tot felul de lucruri de comentat din stânga, din dreapta, începe să nu ne placă una, să nu ne placă cealaltă, da? Adică în așteptare ne poate prinde flagelul acesta.
Adică lângă noi ar putea să fie frați care să, în loc să ne ajute în pregătire, să ne tragă înapoi și ne vor spune, păi nu vezi că și ăla e așa, și celălalt, și celălalt, și celălalt, și așa mai departe. Adică, cu alte cuvinte, tu ai rămas cel mai bun, toți sunt răi. Și în așteptarea venirii Domnului, frați și surori, s-ar putea să ne întoarcem înspre frații noștri și în loc să-i privim cu dragoste, să-i privim cu ură, să-i privim cu dispreț, pentru că așa spune despre robul acela. Va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă. Să ne păzească Domnul și Domnul să ne binecuvinteze în așteptarea venirii Domnului, frați și surori, să avem privirile ațintite spre Domnul și spre frații noștri, să privim ca oameni pe care Domnul i-a chemat și pe care împreună cu noi vrea să-i ducă Domnul în împărăție. Credeți lucrul acesta? Adică lângă noi sunt frații care vor fi duși în împărăție. Adică frații din biserică vor fi aceia care vor moșteni cerul lui Dumnezeu. Noi împreună cu ei vrem să moștenim împărăția. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dacă vom avea o asemenea atitudine, înseamnă că suntem pe drumul bun. Dumnezeu să ne binecuvinteze. O altă categorie tot aici în Matei, capitolul 24, 49, partea a doua versetului, dacă se poate afișa să vedeți versetul acesta, o altă atitudine care se poate întâmpla. Și spune aici, poate să mănânce și să bea cu cine? Cu bețivii. Adică, nu vine Domnul. Eu m-am gândit că vine, spun unii. M-am gândit că vine, m-am pregătit atunci la început, un an, doi, trei, păi văd că nu vine. Ba mai mult mai am și necazuri, mai am și încercări, ba mai mult începem să vedem, să privim, să ne deșteptăm, cu alte cuvinte, da? Nu vine Domnul. Păi mă întorc înapoi. Mă întorc înapoi la lucrurile care le-am avut, las pe Domnul, las pocăința, las părtășia cu Domnul, las părtășia cu biserica și mă întorc înapoi, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să mănânce și să bea cu bețivii. Nu avem printre noi oameni care au întors spatele? Nu avem printre noi frați care au venit pe calea Domnului cu atâta entuziasm și la un moment dat au întors spatele Domnului și pocăinței? Nu e așa, fraților și surori? Nu e așa că au început să se afunde în păcatele pe care le-au lăsat? Pentru că în așteptare ăsta e pericolul. Dacă ar veni Domnul atunci, imediat după ce ne-am botezat, ar fi foarte bine, numai că Biblia spune, stăpânul zăbovia. Adică așa s-ar părea, nu că Domnul zăbovește. Nu. Domnul vine la vremea stabilită, binecuvântat să fie numele Lui. Dar noi ca oameni al lui Dumnezeu putem, în loc să ne întoarcem și să avem privirile ațintite spre Domnul, să ne întoarcem ochii înspre lucrurile care le-am lăsat. Să ne păzească Dumnezeu în așteptare să nu ne întoarcem niciodată privirile înspre lucrurile care le-am lăsat și privirile noastre să fie ațintite înspre Domnul. Să ne ajute Dumnezeu. Și apoi mai este o categorie de oameni. Cei care se pregătesc, cei care împlinesc cuvântul lui Dumnezeu, cei care fac ceea ce spune Iacov, fiți dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Și spune mai departe, iată că plugarul așteaptă rodul scump al pământului. M-am uitat în primăvară, pentru că în urmă cu ani am lucrat în agricultură și când am văzut că e secetă, m-am gândit să vedem ce vor face agricultorii. Era și frig, și vânt, și secetă. Și ce credeți că au făcut agricultorii, fermierii? Ce au făcut? Au spus anul acesta nu lucrăm pământul pentru că e secetă. Vedem că atunci când trece discul prin pământ, iese praful. Dar n-au făcut așa. Știi ce au făcut agricultorii? Au trecut prin praful acela și au pus în pământ boabele. Au pus boabele. Știi cu ce nădejde au făcut lucrul acesta? Cu nădejdea că va veni ploaia. Și a venit ploaia. Și acum, brazdele alea uscate, care au fost în primăvară, acum e un câmp deosebit de frumos. Dacă vreți ieșiți, am fost astăzi până la Triteni și am văzut câmpul de aici, de la Câmpia până la Triteni, arată foarte bine. Știți de ce? Pentru că plugarii au împlinit, nu ce le-a trecut prin cap lor, ci au împlinit ceea ce spune de fapt Scriptura. Adică plugarul așteaptă cu răbdare, așteaptă cu nădejde ploaia timpurie și ploaia târzie. Plugarul seamănă, nu se uită la nor, nu se uită la vânt.
plugarul își face datoria, în nădejdea că Dumnezeu va duce ploaie. Frați și surori, sunt frați în Domnul, care nu s-au uitat că e comunism și s-au pregătit. A venit democrația și nu s-au uitat că e democrație. Au continuat să se pregătească. Lăudați să fie numele Domnului. Și cred că așa ar trebui să facem. Fiecare dintre noi. Nu ne uităm la vânt, nu ne uităm la ploaie, nu ne uităm la vecinul, seamănă, nu seamănă, îi bun, îi rău, nu ne uităm la asta. Adică noi ne uităm într-o singură direcție, ne uităm la Domnul, ne uităm la împăratul nostru, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu ne uităm la sistemul în care noi trăim, ci ne uităm la Domnul care ne-a promis că vine și îl binecuvântăm pentru aceasta. Și noi trebuie să ne pregătim pentru lucrul acesta. Așa cum am mărturisit la botez, așa cum am fost gata să murim pentru Domnul atunci, astăzi trebuie să fim gata să murim pentru Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să amintesc un al doilea gând, o altă piedică care poate apărea în calea noastră, frați și surori. Știți când putem să dăm înapoi și să ne pierdem bucuria, bucuria de a răbda, bucuria de a suferi? Atunci când pierdem perspectiva privitor la ceea ce Domnul ne-a promis. Adică e o luptă mare din partea diavolului să ne pierdem perspectiva. Adică să nu știm ce urmează. Să nu știm ce are Domnul pregătit pentru noi. Să nu știm promisiunea lui Dumnezeu. Sau diavolul se luptă să fure din noi credința în împlinirea promisiunilor. Uneori diavolul spune, da, va veni Domnul, dar nu pentru tine. Va veni, tu nu ești suficient de pregătit. Tu nu ai așteptat suficient pe Domnul. Și adevărat că nu ne simțim gata întotdeauna. Dar diavolul, dacă ne pierdem perspectiva revenirii Domnului, să știți că repede ne poate slăbi mâinile și genunchii noștri. De aceea, în această seară, fratele Vasile încerca să aducă pentru fiecare dintre noi acea perspectivă divină pentru evenimentele care vor veni. Vreau să amintesc în această dupămasă, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Domnul Iisus va reveni. Amin? Domnul va reveni. Și Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor și promisiunilor lui. Vreau să citesc din Fapte, capitolul 1, versetul 11, aici sunt niște cuvinte pe care le-au spus doi îngeri sau cei care s-au arătat atunci acelor bărbați. Vreau să citesc și versetul 10. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se sioa el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galilieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Iată acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin? Credeți că va mai reveni Domnul așa? Da, frați și surori. Iar dacă în rândul fraților, nu în rândul lumii, au apărut atâtea teorii noi, atâtea învățături încălcite și încurcate, eu cred că Domnul ne-a lăsat un cuvânt simplu, clar și pe înțeles. Iisus, așa cum a plecat, va veni din nou. Binecuvântat să fie numele Lui. În al doilea rând, Domnul nu întârzie. Spunea 2 Petru, capitolul 3, versetul 9, dacă se poate afișa versetul acesta, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Băi, frați și surori, dacă Domnul nu întârzie și are milă de toți, de oamenii care astăzi îl înjură, oamenii care astăzi vorbesc urât, are Domnul milă, vrea și pe ei să-i salveze. Credeți că pe noi, dacă ne ținem cu amândouă mâinile de Domnul, Domnul ne va respinge? Nu. Nu ne va respinge Domnul. Dacă vrem, Domnul nu are milă numai de lume. Domnul are milă și de noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Nu ne-a chemat să ne piardă, nu ne-a chemat să ne lase pe drum.
Nu ne-a chemat să ne arunce departe de fața Lui. Ne-a chemat să ne dea răsplata, frați și surori. Ne-a chemat să ne ofere viața. Binecuvântat să fie numele Lui. Să ne ținem cu amândouă mâinile de Domnul și de promisiunile Lui. Să ne ajute Domnul. Apoi, Iisus se întoarce să aducă răsplata. Domnul Iisus vine ca să răsplătească pe cei ce îl caută. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16, aș vrea să citim câteva versete de acolo. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer. Întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduc și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și versetul 18, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Frați și surori, Domnul vine să aducă răsplata. Amin? De aceea să nu pierdem perspectiva aceasta. Atunci când nu avem o țintă, atunci când intrăm în ceață, ne pierdem și ne pierdem perspectiva. Putem să pierdem lucruri pentru care noi luptăm. Am citit o istorioară a unui bărbat care a înotat pe un lac și chiar în ziua când era hotărât concursul, a fost ceață. Și bărbatul acesta avea foarte mult, foarte mult de înaintat. Și a început să înoate pe lacul acela. Dar pentru că n-avea perspectiva finalului, știți unde? Știți unde a capitulat? Aproape pe când să pună mâna pe cunună. Aproape atunci. Cei de pe țărm îi spuneau, nu mai este mult, dar el nu a avut perspectivă, a pierdut-o din vedere, nu vedea țărmul, capătul. Și de aceea și-a pierdut perspectiva. Așa se poate întâmpla și la noi. Când ne pierdem perspectiva răsplății, s-ar putea, frați și surori, să ne slăbească mâinile și să cădem de oboseală. Să ne păzească Domnul și Domnul să ne întărească. Și în această seară, dacă ai pierdut perspectiva revenirii Domnului, uită-te din nou la Domnul și la făgăduințele Lui. Dumnezeu să te binecuvinteze. Și vreau să închei un alt lucru foarte important, frați și surori, pe care îl amintește Iacob. Este să nu pierdem din atenție modelele. Să nu pierdem din atenție modelele pe care Domnul ni le-a lăsat și în Scriptură și pe care Domnul ni le-a lăsat chiar printre noi. Da, putem să pierdem din vedere modelele înaintașilor noștri. Le putem pierde. Și dacă le pierdem din vedere, putem să ne pierdem perspectiva de a lupta și de a înainta în direcția în care trebuie, frați și surori. De aceea vine Iacob luminat de Duhul Sfânt și spune: fraților, nu pierde din vedere prorocii din vechime. Să nu-i pierdeți din vedere. Pentru că spunea Iacob în versetul 10, fraților mei, luați ca pildă de suferință și răbdare pe prorocii care au vorbit în numele meu. Să nu pierdem din vedere pe Ieremia, pe Isaia, pe Mica. Să nu pierdem din vedere. Că dacă pierdem din vedere, putem să ne pierdem, frați și surori, în bătălia și în lupta aceasta. A suferit Ieremia? A răbdat Ieremia? Păi era neprihănit. Era sfânt. Dar el a suferit, a răbdat. Știți pentru ce a răbdat și a suferit? Pentru numele Domnului. De ce a primit Mica palmă peste obraz? Știți de ce a primit? Pentru că a vorbit în numele Domnului, a vorbit ce a arătat Dumnezeu. Și pentru că a vorbit ce a arătat Dumnezeu, nu numai că a fost pălmuit, a fost aruncat în temniță. Și a spus, tu stai în temniță până mă întorc victorios. Și a spus Mica, dacă tu te întorci victorios, n-a vorbit Domnul prin mine. Dar nu s-a mai întors, Ahab nu s-a mai întors victorios. Nu s-a mai întors, dar Mica a suferit pentru că a vorbit în numele Domnului. Și noi vom suferi, frați și surori. Dar să nu înseamnă că suntem pierduți din atenția Domnului. Nu înseamnă că Ieremia a fost pierdut din atenția Domnului, că l-au aruncat în groapă, că l-au scos, că l-au luat, l-au dus, l-au târât după ei până în Egipt. Nu înseamnă că Dumnezeu l-a pierdut din atenție.
El vrea să-i ducă spre Babilon, ei îl trăgeau spre Egipt și, tras nu de bunăvoie, s-a dus acolo, silit de la spate omului Dumnezeu, s-a dus acolo. Să nu pierdem pildele lor, exemplele lor, să nu le pierdem din vedere. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, să nu pierdem din vedere modelul lui Iov. Spune ceva foarte frumos în această seară despre Iov. Iov a suferit, dar a fost și răsplătit. Noi vom suferi și vom fi răsplătiți. Domnul să ne binecuvinteze. Spunea Iacov, știți modelul lui Iov? Știți ce final i-a dat Domnul? Știți ce sfârșit i-a dat Domnul? Așa va spune și despre noi într-o zi. Cunoști modelul lui de luptă, de suferință, de perseverență? Ei, uite ce final i-a dat Dumnezeu. Dar finalul nostru va fi acolo în ceruri, la Dumnezeu, când se va da cununa pentru toți sfinții, binecuvântat să fie numele Domnului. La Iov i-a dat Dumnezeu aici, dar nouă ne va da Dumnezeu acolo, când vom ajunge acasă, să ne ajute Dumnezeu. Și apoi, să nu uităm pilda Domnului Iisus. A venit din slavă, a coborât în adâncuri, ne-a luat, ne-a smuls, ne-a ridicat, a murit pentru noi. Dar apoi Dumnezeu l-a înălțat, nespus de mult, și a dat numele care este mai presus de orice nume, ca numele Lui să se închine orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, Filipeni capitolul 2. Adică El a coborât, s-a smerit, Dumnezeu l-a luat și l-a înălțat și a dat un nume atât de înălțat. La fel va face Domnul și cu noi. Să nu pierdem din vedere pilda Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să rămân la aceste cuvinte, frați și surori, și să avem în vedere lucrul acesta. Așteptarea îndelungată ne poate slăbi și ne poate lua bucuria luptei și a războiului și a victoriei în războiul pe care noi îl dăm. Să ne uităm țintă la Domnul și la răsplată. Amin? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, să nu pierdem din vedere niciodată perspectiva. Pe noi ne așteaptă cerul, frați și surori. Pe noi ne așteaptă Domnul. Pe noi ne așteaptă împăratul. E gata să vină, să revină, să-și ducă mireasa acasă. Să nu ne pierdem, frați și surori, la ultimele momente. Poate suntem aproape de start, de final. Așa cum înotătorul acela și-a pierdut speranța pentru că nu mai avea perspectivă. Nu mai vedea țărmul. Noi să ne uităm țintă la Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, El va reveni să ne dea răsplata. Și apoi să avem în vedere modelele Scripturii. Și mai avem printre noi și am avut modele pe care Domnul le-a lăsat lângă noi, ca noi să le vedem. Frați și surori care au luptat până la capăt, lăudat să fie numele Domnului. Și credem că Domnul le-a dat cununa și celor care sunt în luptă, frați și surori, la toți Domnul le va da cununa. Pentru că spunea robul lui Dumnezeu Pavel, nu numai mie îmi va da Domnul cununa, ci tuturor acelora care vor fi iubit venirea Domnului. Să ne ajute Domnul să iubim venirea Lui. Și în această seară să ne rugăm lui Dumnezeu. Simt că trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne mărească Domnul credința în așteptare. Amin. Să ne întărească Domnul mâinile și genunchii în așteptare. Și să ne deschidă Domnul ochii să vedem răsplata pe care Domnul o are pentru noi. E pregătit cerul lui Dumnezeu pentru noi. E pregătit Fiul lui Dumnezeu să întoarcă, să aducă răsplata pentru toți. Și în această seară Domnul așteaptă să ne ridicăm de acolo, de unde suntem, să ne ridicăm plin de credință și să privim spre Domnul. Să spunem, acesta-i Domnul care ne-a eliberat, acesta-i Domnul care a luptat pentru noi, acesta-i Domnul care va lupta pentru noi, acesta-i Domnul care ne va răsplăti. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Domnul să întărească toate mâinile și Domnul să întărească toți genunchii în această seară și să plecăm din casa lui Dumnezeu plin de dorință și de râvnă să luptăm mai departe. Amin? Să nu ne lăsăm, frați și surori, să nu capitulăm, ci să privim la Domnul care va reveni, care va veni să ne aducă cununa. E pregătită pentru noi și vrea să ne-o dea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să ne ridicăm cu toții și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru mesajul care Domnul ne l-a dăruit, pentru harul de a ne bucura în cântare, în rugăciune și în părtășie. Să mulțumim lui Dumnezeu, să ne încredințăm în mâna Domnului pentru săptămâna aceasta în care intrăm. Amin.
ocupați locurile, frați și surori. Vreau să fac câteva anunțuri, apoi ne vom despărți din casa de rugăciune. Mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, pentru harul care l-a dat bisericii de dimineață și pentru harul care Domnul a dat și în această dupămasă bisericii lui. Pentru toate, numele Domnului să fie lăudat și binecuvântat. Vreau să anunț pentru predicatori, mâine seară vom avea studiu biblic. M-am bucurat lunea trecută când am avut studiu de interesul care l-am văzut din partea fraților, din partea tinerilor care au venit și chiar a fraților mai în vârstă ne-am bucurat să fie împreună cu noi și fratele Ghițu și ceilalți frați. Să știți că sunt lucruri bune pe care noi le putem învăța acolo, necesare pentru cei care predică și sigur de trebuință, nu numai pentru cei care predică, de trebuință și pentru noi. Dezbatem textele biblice pe următoarele duminici, două duminici, pentru că noi ne întâlnim din două în două săptămâni și ne concentrăm asupra textelor care urmează în duminicile următoare. De aceea, cu multă dragoste, invităm toți frații predicatori care aduc îndemnuri și, sigur, și cei care n-aduc îndemnuri, dar dacă iubesc cuvântul lui Dumnezeu și vor să învețe din cuvântul lui Dumnezeu, îi așteptăm cu multă dragoste. Dumnezeu să îi binecuvinteze și să ne binecuvinteze pe toți. Luni am avut o întâlnire cu familiile și a fost un timp binecuvântat, au fost lucruri care le-am discutat împreună și sigur că am vrea să mai avem întâlniri de felul acesta. Vom anunța la momentul potrivit modul în care ne vom organiza pentru această lucrare. Sunt multe probleme la nivelul familiilor. Sunt probleme nu numai în relația copiii, sunt probleme care trebuie să le aprofundăm pentru că familia ocupă un segment important al bisericii și de aceea și diavolul se luptă împotriva familiei, dar și Domnul este gata să ajute și să sprijinească și să binecuvinteze familiile. Deci luni avem studii la orele 19, marți și joi este slujbă în casa lui Dumnezeu. Sigur că trebuie să facem efort pentru a veni la casa Domnului, poate venind după o zi de muncă, dar cred că este bine pentru cele două ore care le petrecem în casa lui Dumnezeu. Ele sunt notate și nu numai că sunt notate, dar de fiecare dată când venim, primim ceva din partea lui Dumnezeu care ne va fi de mare folos. Spunea Domnul odinioară lui Ilie, scoală-te, taie și mănâncă. Ia și mănâncă. Și a dormit. Și din nou a fost trezit. Scoală-te, ia și mănâncă, pentru că drumul pe care l-ai de făcut e prea lung pentru tine. Domnul vrea să ne motiveze să venim la casa Domnului, pentru că drumul care l-avem de făcut nu-i ușor, nu-i ușor. Din punct de vedere fizic, poate pământesc, nu-i foarte greu, dar din punct de vedere spiritual e foarte greu. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să venim la casa lui Dumnezeu, să ne hrănim sufletul nostru, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru duminica viitoare este slujbă, după masă este programul tinerilor, am înțeles că va fi pentru întâlnirea de după masă fratele Daniel Rus, care va sluji prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru duminica viitoare am avut o întâlnire cu candidații pentru botez, ne vor ruga și pentru ei, pentru duminica viitoare, dacă Domnul ne ține în viață, tot așa la 4:30 ne vom întâlni pentru catecheză. Să ne rugăm pentru candidați, pentru cei care s-au hotărât pentru Domnul. Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să ajute să avem o zi binecuvântată la botez, să fie Domnul prezent în adunare, El să dea mântuire și El să binecuvinteze pe cei membri noi care se adaugă bisericii, iar pe cei vechi să ne ajute Domnul să mergem cu elan și cu curaj înainte. Pentru săptămâna în care intrăm, mâna cea bună a Domnului să fie peste noi, peste casele noastre și să fim binecuvântați de Domnul. Harul lui Dumnezeu fie cu toată biserica. Amin.